Ajută-ne, Doamne, să punem inimile noastre înaintea Ta. Amin. Vrem, Doamne, să stăm în seara aceasta înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău, ca să ne dai binecuvântarea Ta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu toții împreună dintr-o cântare. În cărțile vechi să cântăm de la numărul 498. Trudiști de grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărâtoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe-aici. Trece Iisus pe-aici, trece Iisus pe-aici. Cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe-aici. Iată că alții găsesc salvare, trece Iisus pe-aici. Trece Iisus pe-aici, trece Iisus pe-aici. Cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe-aici. Father's Day și binecuvântarea Domnului să fie în viețile tuturor taților din biserica noastră și de pretutindeni. Amin. Amin. În după masa aceasta vom lăuda pe Domnul cu ceea ce dumneavoastră ați pregătit și mai apoi voi avea un mesaj potrivit cu ziua specială de astăzi. Vreau să avem câteva momente de rugăciune în care să mulțumim pentru tați, în care să venim înaintea Domnului cu mulțumire pentru tație care Dumnezeu ne-a dat și pe care Dumnezeu i-a folosit ca să fim binecuvântați și să avem o creștere sănătoasă și mai apoi să-L cunoaștem pe Domnul. Aș vrea să ne ridicăm la rugăciune și cu câțiva dintre noi să venim, frați, surori, să venim în mulțumire, cu cuvinte de mulțumire înaintea Domnului. Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea Ta să ne închinăm.
Și să-ți mulțumim, Doamne, pentru că în această dupămasă suntem în casa Ta. Mulțumim, Doamne, pentru harul minunat și pentru binecuvântările Tale care le reverși în fiecare zi peste noi față de fiecare. Îți mulțumim, Doamne, că sărbătorim această zi, Doamne, și îți mulțumim că unii dintre noi sunt tentați și Te slăvim pentru lucrul acesta. Glorie Ție, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să avem înțelepciune, ca să trăim în voia Ta și copiii care ne-ai dăruit și familiile care le conducem, Doamne, să le conducem în voia Ta. Te rog frumos să binecuvântezi părinții noștri, tații noștri, la fiecare în parte, Doamne. Binecuvântează orice frate, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca să fim oameni după voia Ta, Doamne, și să fim oameni care Tu dorești să te bucuri, Doamne. Te rog în continuare, Doamne, să binecuvântezi tot ce se face în casa Ta în această dupămasă, Doamne, și pentru toate Te slăvim și Îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în momentele acestea venim din nou înaintea Ta ca să mulțumim și să-Ți mulțumim, Doamne, pentru că am putut din nou să venim la casă, la părtășie, Doamne, cu Tine, la cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că aici, în America, Doamne, se sărbătorește și ziua Taților, Doamne. Doamne, îți mulțumesc și eu că am avut și un tată, Doamne, care a știut de Doamne să mă țină pe calea Ta, Doamne, să pot să mă spună plăcuție, să fiu un copil, Doamne, predație, Doamne. Da. Îți mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc, Doamne, că am ajuns și eu tată și îți mulțumesc că ne-ai dat și copii, Doamne, te rog să-i binecuvântezi, Doamne, și pe ei, Doamne, că la rândul lor și ei au copii și îți mulțumim, Doamne, că am ajuns să am și nepoți, te rog să-i binecuvântezi, Doamne, amin. Cu ascultare de Tine, amin. Cu venirea cuvântului amin. Tău să crească în voia Ta, Doamne, amin. Te rugăm, în voia Ta este ca să sfințim viețile noastre să fie sfințite, Doamne, amin. Să trăim în sfințenia cerută de Tine, Doamne, cu ei împreună, cu copii amin. Și cu nepoți. Doamne, aceasta este dorința noastră, Doamne, ca cei dragi care ne-ai dăruit să fie copii ai Tăi, da, Doamne. Te rugăm pentru toți care în ziua de astăzi, Doamne, pătrușim pragul casei Tale și sfântați, Doamne, binecuvântează-i pe toți, Doamne. Și ajută-i toată ca și ei, la rândul lor, Doamne, să poată să dea sfaturi bune copiilor lor. Noi îți mulțumim și te binecuvântăm, Tată, da. În numele Lui Iisus Te-a rugat. Amin. 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 Mulțumim, câteva versete de cântare, după care ascultăm pe fratele Liviu cu o cântare și mai apoi pe sora Lia. 273. Cineva se îngrijește de mine. Yeah.
pune pe calea Domnului și sunt bucuros. Mântuit prin harul lui de Iisus Hristos. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Sfinte bucurii, ce dă astăzi tuturor viața-n veșnicii. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. El e Domnul viața mea, inima i-am dat, și mi-o umple zi de zi cu dragostea sa. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Vreau ca să mărturisesc că Iisus e vin. Sfințesc, nespus îl iubesc cu toții. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Pentru cerul Său frumos, pentru harul Său, vreau să-i rămân credincios lângă Dumnezeu. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Amin. Amin.
Le-am binecuvântat, Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea și dumneavoastră tot ce vă lipsește. Okay. Cântarea aceasta e mai deosebită, e una din multele mele favorite și nu știu dacă toți știți, a fost compusă de un american care de mulți ani nu mai l-a luat Domnul, la 28 de ani. Era de mic, Domnul i-a dat multe, multe talanturi. Era evanghelist, pianist, muzician foarte talentat. Și l-a luat Domnul împreună cu patru din copiii lui. Doi au rămas cu soția lui, care amândoi scriau muzică și versuri. Și m-am tot gândit de multe ori când auzeam o mamă lăsând mulți copii în urma ei și toți luându-i Domnul la diferite vârste mai tânere, mă gândeam, Doamne, câtă răbdare poți să ai cu mine, încă mă lași. Deci, ori încă, bineînțeles, încă nu-s cum trebuie și mai are nevoie de mine aici pe pământ, nu prea știu de ce, dar să ne ajute Domnul să prețuim și, cum zice cuvântul, să ne numărăm bine zilele, să ne dea înțelepciune. Amin. Fie cum să le trăim până nu e prea târziu. Slavă Domnului! Al slavei, mielul prețios, Mesia, Sfântului Dumnezeu. Iisus, Salvator, lume prea slăvit, mielul prețios. Vedea și îl voi sluji în veci pe Regele Iisus Hristos. Mulțumim, o Tată, pentru al Tău Fiu, pentru Duhul Sfânt trimis de tine pe acest pământ, Salvatorul lumii, Iisus Fiul al slavei, mielul prețios, Mesia.
Haideți să cântăm cu toți împreună o cântare, după care fratele Emil are o cântare. Dacă mai este cineva care dorește să laude pe Domnul, după ce cântăm cântarea comună și fratele Emil va cânta, vă invit să o faceți. Cărțile vechi. Să trecem biruitor cu Rebecca prin operația care a fost și să vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru că v-ați rugat pentru noi. Și în această săptămână mă rugam înaintea Domnului și întrebam pe Domnul ce aș avea eu nevoie cel mai mult pentru mine zi de zi. Și astăzi de dimineață fratele Cornel a atins acest punct și aș vrea ca să îl repet din nou. Acest lucru mă refer mai mult la noi, la bărbați. În zilele de astăzi ne lipsește credincioșia. Credincioșia față de Domnul și credincioșia unii față de alții. Într-una dintre pildele care Domnul Iisus
a avut-o cu acei trei oameni care le-a încredințat la unii trei talanți, șase talanți. În final Domnul le-a spus, ai fost credincios. Înaintea Domnului este foarte important ca noi să fim credincioși în ceea ce Domnul ne-a pus în noi. Și cred că lucrul acesta ne lipsește multora dintre noi, să fim credincioși în ceea ce Domnul ne-a înzestrat. Și aș vrea pentru mine personal și pentru dumneavoastră, dacă credeți că aveți nevoie lucrul acesta, ca în anul care ne stă înainte să fim credincioși Domnului. Să nu confundăm credincioșia cu credința, pentru că avem credință în Dumnezeu, dar următorul pas este ca să fim credincioși la ceea ce credem. Și acest lucru se arată prin faptele noastre, prin vorbirea noastră și prin tot ceea ce suntem noi. Și aș vrea ca tinerii, băieții casei Domnului, acest lucru să îi însoțească, să aibă în gândul lor lucrul acesta, să fie credincioși. Este un lucru foarte important înaintea Domnului și înaintea oamenilor ca să fim credincioși. Domnul pune foarte mult preț pe lucrul acesta. Și credincioșia se leagă foarte bine cu sinceritatea. Pentru că în momentul când ești credincioș, asta o faci din inimă, o faci ca pentru Domnul și o faci sincer. Aș vrea ca să cânt o cântare care o știți cu toții și dacă vreți puteți să o cântăm împreună. Cântarea de la numărul 56. Ce-ar fi făptura fără tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-ar fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită-n ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri pline, cuvânturi fără de odihnă, cu șerpi și scorpii ce-n venină. Aș fi o albie uscată, pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată, fără de scop în lumea toată. Așa aș fi, dar slavă ție, tu mi-ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș ști azi ce-i strălucirea vieții-n mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea cu-n fiorări și frumusețe. De n-ai fi fost tu bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate,
ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăv divine, din locul întunecatei tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine și acum și în veacul care vine. Slavă Lui! Amin! Dacă mai dorește cineva să laude pe Domnul, dacă nu, o să am anunțurile, mai apoi avem citirea textului și înainte de a citi textul o să dăruim Domnului darul nostru de bunăvoie. Frați și surori, în săptămâna în care intrăm ne rugăm pentru fratele Simeon și sora Maria Micșa. Corul din Toronto, care inițial trebuia să vină în luna aceasta, i-am rugat ca să vină la toamnă, momentul în care se încheie vacanțele și cei care sunt plecați suntem toți acasă și am zis să luăm în calcul undeva din septembrie ca să avem privilegiul acesta și bucuria de a fi vizitați de fratele păstor și de corul din Toronto, care este un cor deosebit. În 29 iunie nu vom avea servicii în Casa Domnului pentru că vom avea picnic la Parcul Optimist, începând de la ora 10 dimineața. În seara aceasta, înainte de despărțire, îl încredințăm în mâna Domnului pe fratele Liviu pentru călătoria care are în România. El câteva săptămâni va fi plecat și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și să îl întărească acolo ca să fie o binecuvântare și pentru frații de acolo. Haideți în momentele care urmează să lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care vom dori Domnului darul nostru de bunăvoie, timp în care vom dori Domnului darul nostru de bunăvoie și mai apoi vom citi cuvântul Domnului. Oh,
pentru darurile de bunăvoie. Mulțumim să binecuvânteze de totul voi ăsta. Amin. Și ajute, Doamne, ca tot ce auzim să punem în practică. Amin. Toate acestea te rugăm în numele Domnului Iisus să ne asculți. Amin. Rămâne ridicați și vom citi despre caracterul unui tată. După ce citim textul, vreau să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și mai apoi voi avea un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Vom citi despre ce fel de tată a fost tatăl fiului risipitor. Și pentru aceasta deschidem la Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 11 vom citi până la versetul 23. Deci în seara aceasta vom studia caracterul unui tată care este model în Sfânta Scriptură. Luca 15, începând cu 11, mai apoi cântăm cântarea. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula? Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Amin. Amin. Ocupăm locurile și mai laudăm pe Domnul cu o cântare. Yeah.
sărbătoarea mulțumirii pentru tați. E o zi în care ne amintim și mulțumim lui Dumnezeu pentru tații noștri și în același timp vreau să ne uităm în Scriptură să vedem cum arată un tată model. De ce am ales pe tatăl fiului risipitor ca și tatăl model? Pentru că, în primul rând, a fost ales de Domnul Iisus ca să ilustreze iubirea lui Dumnezeu. Când a vrut Domnul Iisus să ilustreze cum iubește Dumnezeu și ce fel de tată este Dumnezeu, a ales această întâmplare care cu siguranță a fost reală. Și pentru că Domnul Iisus a ales această ilustrație, această întâmplare, fie trăită de El, fie auzită de la alții, tatăl care este prezentat în pilda din Luca 15 este tatăl ideal. Și dacă vrei să fii tată ideal, învață cum să te comporți cu copiii tăi de la tatăl fiului risipitor. Aș vrea să subliniez 4 lucruri despre acest tată și mai apoi le iau pe fiecare în amănunt. În primul rând, a fost un tată abordabil și o să vedem de ce. În a doilea rând, în mintea fiului, tatălui era asociat cu cerul. Și anume când se gândea la tatăl, își aducea aminte de Dumnezeu, pentru că a fost un tată sfânt. În a treilea rând, a fost un tată plin de afecțiune. Afecțiune care l-a afectat pozitiv pe copil. Și în a patrulea rând, a fost un tată iertător. Calitate pe care fiul o știa din alte împrejurări când merita ciomăgit, și n-a fost. Un tată abordabil, un tată sfânt, un tată iubitor și un tată iertător. 4 calități ale acestui tată care este tatăl ideal. Întrebarea cum este, cum să fii un tată care fiul tău risipitor să nu rămână în starea aceea? Convingerea mea este că dacă un fiu are un tată care are aceste 4 calități, va ajunge potențial risipitor, dar nu va rămâne în starea aia definitiv, pentru că mintea lui va fi măcinată de întrebări. De ce în pilda aceasta sunt băieți și nu sunt fete? În primul rând, spre rebeliune sunt mai înclinați băieții decât fetele. În general, vorbind cu fetele, nu e așa mari probleme. Fetele te ascultă mai ușor, fetele sunt mai maleabile, sunt mai ușor de tratat cu ele. În schimb, băieții pot să crească și să devină mai aroganți, mai nesupuși, mai să-ți întoarcă vorba înapoi, ba mai să fie pe invers, cum mi-ai spus. Și pilda care prezintă un tată ideal, prezintă cum a tratat un tată cu băieții. Și iată un pildă, un tată care are de tratat cu 2 băieți diferiți, cu 2 personalități diferite și amândoi erau oameni problemă, tinerii ăștia. Unul dintre ei plăceau distracțiile. Tot voia să vină noaptea târziu acasă, peste ora stabilită de tata. Și tot des avea conflict cu tata pentru că lui îi plăceau distracțiile și plăceau să facă tot felul de nebunii la distracții. Celălalt nu era în stilul ăsta să nu-l poți scoate din baruri, să nu-l poți scoate din discoteci, să trebuiască să iei paharul din mână, să trebuiască să-i stingi țigara de ciment. Nu era stil din ăsta, era altfel. Nu era așa distractiv, nu era așa cu să nu-l poți controla, era acasă tot timpul, n-aveai treabă cu el. Dacă îi spuneai ceva să facă, făcea, dacă era de lucru, lucra, nu lipsea de acasă, nu întârzia, dar avea altă problemă, avea problemă de mândrie. Era acea mândrie a eului. Eu sunt cel mai bun din casa asta. Eu sunt cel mai tare din familia asta, dacă mă compar cu fratele meu, dacă mă compar cu alții din casă, ia spune că e pe lângă mine. Și avea mândria asta în el, versetul 28. Faza aia în care nu vrea să intre în casă. El era întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă și tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. I s-a călcat mândria, i s-a călcat eul și a reacționat, a devenit pachet de nervi.
Să nu credeți că e ușor să ai, să fii tată și să ai doi băieți din ăștia. Unul care îl culegi de prin baruri și care, cum nu ești cu ochii pe el, a dispărut de acasă. Și unul care n-ai problema asta, dar e plin cu mândrie și se enervează din orice. Și cum diluiești, cum tratezi când ai așa cazuri dificile? Cum te ocupi de ăla care e plin de mândrie și e nervos? Și cum te ocupi de ăla care e vagabond? Că ai ambele cazuri în casă, nici unul nu-i cum trebuie. Cum o scoți la capăt ca și tată? Aș vrea să ne uităm patru calități, așa cum am spus, în viața acestui tată. Când eram mici, era simplu cu ei. Nu te asculta, îi trăgeai o palmă, îl apucai de ureche, îl scuturai un pic, îi băgai una după ceafă și gata, ai terminat cu el. Când avea întrebări că de ce, îi trăgeai o bucureau și gata, ai terminat cu întrebările. Acum ești mare. Acum nu mai poți să... Nu-mi țin la îndemână să-i bați. Acum nu mai poți să... Unde îl pui, acolo șade. Poți să ai țarcă acasă, că sare, dacă ai țarcă, e mare. Nu mai ajută nici țarcul, nici trasul de urechi, nimic, au crescut mari, dar cum diluiești cu ei? Cum rezolvi problemele cu ei? Vom vedea acest tată cum a tratat diferite probleme. Doi băieți problemă. Aș vrea să subliniez o idee, dragii mei. Pentru că a fost un tată așa de deosebit, fiul care a fost pierdut, s-a întors înapoi acasă și și-a pus viața în rânduială. De ce? Pentru că a avut un tată deosebit. Dacă intră copilul meu și copilul tău în rebeliune, dacă spune într-o zi, nu mai suport nici pocăiții tăi și nici biserica ta și nu mai vreau să intru acolo. Dacă tu ai fost un tată deosebit, cu cele patru calități care le vom discuta, ai toate șansele. Ca într-o zi, după ce a ajuns să miroasă a porci, după ce a ajuns să vadă că nu asta e viața, să bei, să te distrezi, să tragi droguri și să faci alte lucruri, să fugi de acasă, să n-asculți de părinți, cum a fost acest fiu din pilda noastră, că strigă după el, frate sau cel mai mare, acest fiu al tău care toți banii care i-a luat pe mâna, i-a cheltuit și s-a distrat cu prostituatele, ăsta vine înapoi, da, vine înapoi, pentru că a avut un tată deosebit. Și când a ajuns să trăiască o viață complet diferită, a înțeles că tatălui, măi, tata nu e oricine, tata e cineva și tata m-a iubit și mă iubește și asta l-a determinat când a fost în criză să se întoarcă. Întrebarea este când copilul meu și copilul tău intră în criză, acolo la porci, ce și-aduce aminte? De cât am fost eu de rău? De cât am fost eu de neinteresat de persoana lui? Când vine copilul tău la tine și vrea să vorbească cu tine și să zicem că ești pe jocuri, zzz, mă, lasă-mă în pace, sau stai de vorbă cu el. Aveam o contabilă până în urmă cu 2-3 ani și ea era pensionară și soțul ei era tot pensionar. Când mă duceam la ei, la Income Tax, cum credeți că l-am găsit pe pensionar? În postură de copil, era la jocuri, ținea telecomenzele în mâini, avea televizor mare, zzz, zzz, tot așa, hello, hello, zzz, zzz, mai departe. M-am zis, dacă ar veni copilul el, pe ăsta nu l-ai mișcat de aici. Era pasionat, era, nu mai încăpea în piele și avea peste 60 de ani. Deci copilăria n-are sfârșit, aleluia. Frați și surori, trebuie să, de ce am vrut să subliniez? Trebuie să fie abordabil. Când copilul vrea să comunice cu tine, trebuie să-ți faci timp, lasă-mă în pace! Acum, chiar acum ai ceva aici pe internet, chiar acum la meci faza aia faină, lasă că vorbim mai târziu, trebuie să-ți faci timp pentru copil. Trebuie să fii un tată abordabil. Tatăl care era aici era un tată abordabil. Copilul avea curajul să-i spună lucruri de stătea mintea în loc. Dacă nu era un tată abordabil, dacă cum spunea o prostie, lua la bătaie, n-avea curajul să spună ce spune aici în versetul 12. Asta e o brăznicie cumplită.
Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Adică să vii să zici la taică-tău: știi ce? Cât am eu din casa asta? Păi normal că ai jumate, că jumate e al frate-tău. Și când am eu drept la casa asta? Păi fiule, acum ce ai vrea, să stau în stradă? Nu! Când eu mor, tu și cu frate-tău mergeți la tribunal, facem dinainte testament și voi la tribunal intrați în posesia casei și voi puteți să o vindeți atunci și tu ți-ai partea de avere și fratele tău și ia partea de avere. Dar vine tipul la el și spune: tată, vreau! Ce vrei? Bani! Dar când? Am învățat aici o vorbă: now! E foarte folosită. Now! Acum vreau! Acum și aici. Păi, ce să mai aștept, tată? Tu ești cam tânăr. Să aștept până mori? Știi ce face tata? Dacă nu era un tată abordabil să aibă curajul copilul să-i spună orice, n-ar fi avut în veci curajul să spună așa prostie, să ceară așa monstruozitate: tată, dă-mi parte de avere, acum. Aia înseamnă că între ei era un dialog deschis. Aia înseamnă că tatăl se deschidea în fața fiului suficient de mult ca fiul să vină să-i spună orice trăznaie. Era un tată așa de abordabil că nu era frică la fiul să-i spună orice prostie îi trecea prin cap. Și pentru că a avut un tată așa de deosebit și de abordabil și nu-l lua la bătaie cum spotea din gură ceva, că ce-o spus acum merita o pereche de palme. Și n-avea la cine, nu exista 9-1-1 pe vremea aia, nu venea nimeni, din potrivă, dacă scăpai de mână, puteai fluierat pe vecini, mai să-l prindem. Și nu exista pe vremea aia că cineva să-ți facă observație că l-ai pus la punct, nu. Și condițiile astea, tatăl nu-i spune o vorbă: nerușinatule, măgarule, boule și așa mai departe. Știți ce face? Zice scurt versetul 12. Și tatăl le-a împărțit averea. Tată, nu orice, vreau cash. Ok, cash primești. Pentru că el nu putea să plece cu casa în spate. Nu știm de unde a luat tata bani. Nu știm dacă a vândut proprietăți ca să poată să-i dea sau a avut bani strânși cât valora jumate din imaginați-vă cu câți bani s-a dus de acasă. Numai așa că a vrut el. Și tata știa ce se întâmplă cu banii ăia. Că ăsta era stilul lui de viață. N-a fost unul care să aibă grijă de bani și dintr-o dată, gata, nu mai are grijă de bani, numai dă banii la restaurante și la chefuri și la hoteluri și până atunci era zgârcit, ținea de orice dolar. Nu, așa a fost întotdeauna. Cum punea mâna pe un dolar, cum îl făcea praf? Și acum dă-i, să zicem, 100.000 de dolari, ce crezi că face cu ei? Dacă n-a știut să grijească de bani. Și ăsta e stilul lui de viață. Va face la fel. Cum te simți ca și tată când unul își cere bani, tată, dă-mă 100.000 de dolari, că tu știi că nu stă banul pe el cum nu stă apa pe rață. Păi știi ce se întâmplă cu banul tău? Că într-o săptămână, într-o lună, într-un an, iar ai de unde o pleca, numai cu hainele după el. Că nu știe să aibă grijă de bani. Ce simți ca și tată când un individ din ăsta îți cere o sumă colosală de bani și tu i-o dai? Când știi că banul ăla care tu l-ai muncit merge mâine la restaurante, la cazinou, la casele de prostituție, pe băutură și așa mai departe, ce simți ca și tată? Ți-i ușor? Ce simți tu omul ăsta? Dar n-a zis o vorbă, nu i-a zis: ok, dacă asta vrei, poftim. A fost un tată abordabil. Ce aș vrea să învățăm primul lucru, ca și tați? Să învățăm să fim deschiși. Dacă copiii n-au curajul să ne spună problemele, pentru că imediat strigăm la ei, niciodată nu se vor deschide. Niciodată inima lor nu se va lega de inima noastră ca și părinți. Niciodată între noi și copiii noștri nu se va suda o legătură adâncă. Și tatăl a lucrat la acea legătură adâncă între el și copiii, cât au fost amândoi în casa lui.
Și când i-a dat banii de a plecat, el a știut ce a semănat în viața copilului. A știut ce exemplu a văzut copilul în viața lui. A știut cum l-a tratat tata. A știut cum tratează tata pe alții. Pentru că știi ce spunea când o dă de rău? În casa tatălui meu, argații, slugile lui tata, angajații lui tata, ce au? Belșug de pâine. Le dă tata să mănânce până nu mai pot. Tata e bun cu toți. Tata a fost bun cu băieții și tata a fost bun și cu angajații de acolo. Și cum îl știa băiatul pe tata? Pe tata îl știa ca un om bun. Și când striga ăla acolo, mișcă-te mai uite, acolo unde era angajat. Își aducea aminte, vai, în casă la tata. Tata nu striga așa la angajați niciodată. Tata știa cum să ia ca să-și împlinească treaba și cum să se porte cu ei. Și când vedea cât de urât se comportă cu el, cel care l-a angajat își aducea, vai, de la tata, oamenii care lucrează pentru tata nu-ți tratați așa. Tot timpul își aducea aminte de tata, vai, de la noi în casă nu era așa. Lași în casa ta așa atmosfere încât fiul tău rebel, dacă ajunge rebel când pleacă, oriunde ajunge, să nu zică, Doamne, mulțeam că am scăpat de acolo, că era ca în iad. Dacă zici așa, l-ai pierdut pentru totdeauna. Trebuie să, ca și tată, să trăiești în așa fel, încât copilul, după, dacă se întâmplă și bine să nu se întâmplă, îți plece din casa ta rebel, hotărât să nu mai știe nici de biserică, nici de Dumnezeu, nici de rugăciuni, nici de nimic, numai de viața de păcat. Când ajunge la porci, când ajunge mizerabil, împuțit, să zică, Doamne, tu să compara cu ce era la tata în casă, cum ne trata tata, cum vorbea tata cu noi, cât de bun și de drept era tata, cât de milos și de iubitor. Dacă așa amintire lași în memoria copilului, ai șanse maxime, ca el când rebeliunea îl aduce într-o stare nenorocită, să-și aducă aminte de cât de bunătăți a avut în casa ta. A doilea rând, versetul 18, primul era un tată abordabil. A doilea lucru din viața lui, era un tată care mintea fiului era asociat cu cerul. Că iată ce zice în versetul 18, fiul risipitor. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Când s-a gândit la cer, s-a gândit la tata. Când s-a gândit la tata, s-a gândit la cer. Nu putea să gândească la Dumnezeu fără să se gândească la tata. De ce? Pentru că tata umbla cu Dumnezeu. Și în mintea băiatului, tata era asociat cu Dumnezeu. Și când spune că am păcătuit, zice, am păcătuit împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu și am păcătuit împotriva ta, tatăl. Mintea fiului a fost marcată pentru că a văzut în acea casă un tată sfânt, un tată curat, un tată care iubea pe Domnul, un tată care ținea la poruncile lui Dumnezeu, un tată care era nelipsit de la închinare, un tată care era implicat în închinare și în slujire, un tată care își iubea familia și care ducea prezența lui Dumnezeu în familie. Și atmosfera de la ei din casă, rugăciunile, cântările care le aveai în casă, viața tatălui l-a marcat pe fiul risipitor. Și acea umblare în sfințenie a tatălui a fost pentru fiul un foc pe mintea și pe conștiința lui. Și când și-a dat seama ce a făcut, a zis, Doamne, am păcătuit împotriva ta și am păcătuit de asemenea împotriva tatălui meu. Pentru că Dumnezeu și tatăl pentru el erau ceva ce se asocia, era ceva ce erau legate împreună. Ce amintire lași băiatului tău, fetei tale, din anii petrecuți în casa ta? Ce fel de bărbat ai fost în fața lor? Când se gândesc la tine, când își amintesc de viața ta, își amintesc de Dumnezeu, își amintesc de sfințenia lui Dumnezeu, își amintesc de bunătatea, de dreptatea, de credincioșia lui Dumnezeu,
ai purtat chipul lui Dumnezeu ca și tată în familia ta, în așa fel încât copiii tăi să fie marcați, cum a fost marcat acest băiat în starea lui de rebeliune, care când a dat de rău și-a adus aminte de Dumnezeu și de tata? În a treilea rând, a fost un tată în primul rând abordabil, în a doilea rând era mintea fiului tata asociat cu Dumnezeu, că era un tată sfânt, și în a treilea rând a fost un tată plin de afecțiune, un tată plin de iubire, versetul 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Vedeți constanța acestui tată? Când a plecat, a făcut pentru el lucruri incredibile. Vrei bani? Îți dau bani. Deși știa în mintea lui sărac 100% că doar banii ajung pe prostituate ca să aibă haine de fashion modern, atât. Banii munciți de el ajung să îmbogățească barmanii și să îmbrace prostituatele. Dar i-a dat și nu i-a zis nimic. Și băiatul realizează lucrul acesta când ajunge să nu mai aibă nimic. Păi, cine a fost tata? Și nu am înțeles. Am stat cu el în casă atâția ani și nu i-am înțeles inima, nu i-am înțeles dragostea, nu i-am înțeles viața lui. Și a trebuit să ajung între străini, să nu dea nimic pe mine, să mă trateze ca pe un porc. Ba mai rău, ca pe un porc, că zice că vrea să mănânce fructele care le mâncau porcii și nu le primea. Avea tratament mai rău ca porcii. Și atunci a înțeles că ce înseamnă tata. Atunci a înțeles ce înseamnă iubirea tatălui. Și vine înapoi și face tata ceva ce nu se făcea. Zice că de departe, versetul 20, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el și a alergat. Imaginați-vă cum l-ar fi primit un alt tată. Închis în cameră sau în birou, uitându-se pe geam, și intră fiul pe ușă, hai să ne imaginăm un alt tip de tată. Și tatăl bate așa tactul în birou și se uită pe geam și aude un salut la ușă, așa sfios, rușinos, și atunci continuă și te uiți pe geam și zici, ai venit înapoi, prăpăditule, nemernicule, nenorocitule. Dacă ai venit, nici nu vreau să te văd în ochii mei, du-te și te culcă în bucătăria de vară. Și mai stăm noi de vorbă. Nu. N-a fost așa. Spune cuvântul că l-a văzut de departe. Probabil au spus vecinii: vecine, copilul tău care în urmă cu 5 luni a plecat. Și a plecat îmbrăcat fain. A plecat mirosind a Chanel. A plecat cu carduri la el. A plecat cu taxi cel mai scump. Vine zdrânțos și pute de nu poți să te apropii de el, că a fost porcar. Fuge tatăl. Dacă când eram copil vedeam pe cineva care are o vârstă respectabilă că fuge, îmi închipuiam două lucruri. Ori că i-a luat foc casa, ori că și-a pierdut mințile. Era pentru copii ok să fugi, dar nu pentru un bărbat matur. În Middle East, în Orientul Apropiat, să fugi e mai rău. Deci e de neimaginat sub demnitatea unui bărbat să o ia la fugă. Asta e chestie de copii. Dacă citești superficial textul, zici, ce mare lucru că a fugit. Se pare normal, ca și toată ziua vezi oameni făcând jogging de toate vârstele. Dar în cultura și de unde venim noi, și mai ales în Middle East, bărbat matur să fugă e ceva crazy. Și spune cuvântul că tatăl a călcat toate conveniențele sociale. Așa era afecțiunea, așa iubire era în inima lui, încât a călcat toate regulile sociale și a luat-o la fugă în fața acestui fiu și a venit în întâmpinare. Nu i-a reproșat timpul cât a lipsit. Mirosul de porci n-a făcut pentru el diferențe la îmbrățișat. Știți ce? Probabil cum puțea? Și tatăl îl ia în brațe. Imaginați-vă ce odios era pentru un izraelit mirosul de porci.
Ei nu aveau voie să atingă de porc, nu aveau voie să aibă de-a face cu porcul nimic, era animal necurat. Nu degeaba în pildă i-a ales porcul. Mai jos ca ta nu putea să decadă decât porcar. În mintea unui israelit să ajungi pază la porci, deci nu se poate să fii mai decăzut, mai vai de capul tău. Și dacă a plecat de acasă cu haine de firmă, acum vine în zdrențe. Zdrențe de vai și amar. Se uite tatăl la el. Și mai vedem ceva în versetul 21, un tată iertător. Putea acum să-i tragă o bătaie bună și mai pur mă stea de vorbă cu el. Și iată versetul 21. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți haina care cea mai bună, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, că era vai de capul lui, nici încălțăminte nu mai avea. Și aduceți vicelul cel îngreșat, tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Un tată care iartă de plin, un tată care nici măcar reproșuri nu-i face, să-i spună vagabundule, nenorocitule, ci-i dă o iertare de plină, pentru că e un tată care știe să ierte de plin. Și un tată care preia problemele fiului. Problema lui era că nici haine nu mai avea pe el, tatăl i-a dat haină. Problema lui era că stomacul era lipit de spinare, era mor de foame. Și problema asta a preluat-o tatăl, n-ai haină, te îmbrac eu. N-ai ce mânca, îți dau eu. Ești murdar, te spălăm. Căderea fiului nu i-a clătinat iubirea. Nu i-a făcut să-i schimbe sentimentele față de el. A rămas același. Nu l-a zdrobit pe fiul în felul acesta mai rău, ca și cum l-ar fi călcat în picioare în bătaie. L-a zdrobit, l-a desfințat și copilul a fost desfințat și înainte de a veni acasă. Pentru că știa că tatălui e un tată abordabil, știa că e un tată sfânt, știa că e un tată iubitor și știa că e un tată iertător. Că dacă nu știa astea, nu mai venea acasă, stătea acolo și răbda, am făcut-o. Dar pentru că a știut aceste patru lucruri despre tata, a considerat că nu merită să stea în starea aceea. Și cel mai bun lucru pentru el este să se întoarcă acasă. Ce-aș vrea să am ca și concluzie, dragii mei? Rebeliunea copiilor nu e sigură, dar la unii e probabilă. Și noi ca și părinți trebuie cu ani de zile înainte de a putea ei să o taie de acasă sau să spună de acum înainte numai ce vreau eu fac, noi trebuie, și vorbesc aici taților, să ne pregătim. Și cum ne putem pregăti pentru ziua asta rea? Când o ia așa la picior și nu mai îl poți controla. Fii un tată abordabil. Fii deschis față de copiii tăi. Încurajează-i ca să vină la tine cu problemele lor și nu striga la ei dacă spune că a făcut o prostie sau că a făcut o enormitate. Ia-i cu duhul blândeții, încearcă să le explici ce-i bine și cum trebuie și încurajează-l ca în continuare să se deschidă față de tine. Pentru că asta îl va determina să spună să-și verse inima înaintea ta. Și s-ar putea să previi multe prostii care s-ar putea întâmpla dacă le-ar ține secret și n-ar avea curajul să le spună că strigi la el sau că-l bați sau mai știu eu ce, că pur mă ești nervos sau așa ceva. În al doilea rând, fii un tată sfânt. Să nu te vadă niciodată copilul că ai avea două fețe, că ești în casa Domnului într-un fel și că ești acasă altfel. Fii același om ca și în casa Domnului, ca și afară și la locul de muncă și peste tot. Fii un bărbat care iubește pe Domnul. Un tată care îl prezintă pe Hristos prin felul lui de a fi. Și dacă va intra copilul în rebeliune, își va aduce aminte de această calitate de-a ta și când alții îl vor trata cu dispreț, îl vor trata urât, vor profita de el și va aduce aminte ce bun este tata, comparându-i cu aceștia. În al treilea rând, fii un tată iubitor. Arată copilului iubire. Arată că îți pasă de el, nu neapărat cumpărându-i electronice sau alte prostii, ci dându-i timp. Copiii n-au nevoie să le cumperi toate minunile din lume, nu dau doi bani pe ele mai târziu.
Dar și-aduc aminte cu foarte mare satisfacție că tata și-a făcut timp pentru el. Că tata a avut timp să stea cu el de vorbă. Că atunci când a avut probleme, tata nu s-a grăbit să-i spună, na, gata, mai e ceva să spui, că am treabă. Ci a stat lângă el, amândoi pe scaun, și a vorbit împreună îndelung, pentru că a simțit că din tata se revarsă iubire. În a patrulea rând, dacă fiul ți-a greșit sau fiica ți-a greșit și vine și-i pare rău, nu mai aminti de greșeala făcută, nu mai aminti de rebeliunea în care trăit, nu mai lăsa pedepse mai minore ca totuși să simtă pe pielea lui, ci dă-i o iertare de plină, că așa a dat și acest tatăl. Și acest tatăl a fost ales de Domnul Iisus ca tată ideal care să prezinte iubirea Tatălui Ceresc. Amin. Haideți să ne ridicăm și aș dori ca unul dintre noi să mulțumească Domnului în rugăciune și mai apoi vom încheia cu o cântare. Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin. Da, da. Pentru că după masa aceasta, Doamne, te-am simțit pe tine, Doamne. Mulțumim, Doamne. Ești tu, Doamne, părinților, chiar și mamelor, Doamne, ca să știm cum să ne purtăm cu copiii. Da, Doamne. Te rugăm în bunătatea ta, Doamne, dacă am trecut, Doamne, la extază în privința aceasta, iartă-ne. Iartă-ne, Doamne. Ia-ți milă, Doamne, și dă-ne înțelepciune să vedem cum să ne purtăm cu copiii. Amin. E lucru greu, Doamne. În timpul ca acestea, Doamne, când lumea e atât de atrăgătoare pentru tine, pentru copiii, Doamne, fie-ți milă. Te rugăm, Doamne. Învață-i și pe copiii, Doamne. Te rugăm. Învață-i și pe ei, Doamne, să poată să aibă și o purtare plăcută. Te rugăm. În primul rând, față de tine, Doamne. În primul rând, față de tine. Căci dacă te iubesc pe tine, Doamne, vor avea o purtare plăcută și față de părinți și vor vorbi și părinți. Dar în privința aceasta, ajută-mă, ca părinți să înțelegem. Fie-ți milă de copii, Doamne. Amin. Fie-ți milă, Tatăl. Te rugăm, Doamne. Te rugăm. Tu cunoști totul ce e ființa mea, ce e ființa fiecăruia. Și de aia vrem, Doamne, vrem cu orice chip ca cei care ne-ai dăruit, copiii noștri, te rugăm, ne-ai dăruit, Doamne, să putem să-ți aducem ție și să ne rugăm pentru ei, Doamne, îndură-te scopul acesta, Doamne, și ajută-ne ca părinți, Doamne. Te rog să te îndure acum și de fratele Liviu, Doamne, Doamne, ca Doamne, te rog. Amin. El sub ocrotirea, Doamne, călăuzește, Doamne, să mergă cu bine, Doamne, acolo și îndură-te, Doamne, și la venirea lui Iisus. Amin. Călăuzește și Amin. Mulțumim încă mulțumim, pentru cuvântul acesta, Doamne. Și încă o dată te rugăm, ajută-ne pe părinți ca să știm să ne asociem bine, Doamne, cu copiii noștri. Amin. Și copiii te rugăm să-i înțelepțești. Amin. Te rugăm, Doamne, în numele lui Iisus să ne asculți. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim că ne-ai binecuvântat pe mulți dintre noi ca să fim tați. Te rugăm, Doamne, să ne ajută fiecare dintre noi să fim tați abordabili. Amin. Să fim deschiși în fața copiilor, ca copiii să aibă curajul să vină la noi cu problemele lor. Amin. Ajută-ne, Doamne, să fim tați sfinți. Amin. Pentru ca copiii, când își aduc aminte de noi, să-și aducă aminte de cer, să-și aducă aminte de atmosfera de cer din casele noastre. Ajută-ne, Doamne, să fim tați iubitori, pentru ca copiii să simtă acea iubire care numai în casa părintească o găsesc, oriunde s-ar duce în lume. Și ajută-ne, Doamne, să fim tați iertători. Pentru că copiii noștri, când le pare rău de ce au făcut, să aibă încredere să se întoarcă la noi și să poată să ceară iertare și noi să fim gata să le dăm din toată inima și pe deplin. Binecuvântează-l, Doamne, și pe fratele Liviu în călătoria în România.
binecuvântează-L în toată slujirea care vrea să o aibă acolo în biserici și adu-L, Doamne, cu bine înapoi. În numele Domnului Iisus te-am rugat toate acestea. Amin. Amin. Aceasta se încheie, ne vedem din nou în casa Domnului miercuri la rugăciune și duminică la serviciile bisericii.